fermieri, ne aflăm la a 13-a ediție a unui eveniment devenit tradiție dedicat culturii porumbului, Ziua Porumbului Orezu, organizat de Asociația Producătorilor de Porumb de România și găzduit de ferma Elsit. De mai bine de 10 ani, compania Bayer ne este alături în calitate de partener oficial al platformei și în același timp asigurând planul de erbicidare complet al platformei. Astăzi, alături de mine se află doi reprezentanți ai companiei Bayer, care ne vor transmite mai multe detalii cu privire la planul complet de erbicidare. Răzvan, ne poți spune cu ce noutăți vine compania Bayer anul acesta în platforma Ziua Porumbului Orezu? Așa cum am obișnuit fermierii din regiunea Sud, compania Bayer vine și anul acesta în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Porumb și ferma Elsit în organizarea evenimentului Ziua Porumbului 2022. Ca în fiecare an venim cu o serie de noutăți pe care le avem atât în segmentul de semințe, cât și în segmentul de produse fitosanitare. În cadrul platformei Ziua Porumbului suntem prezenți anul acesta cu un număr de 6 hibrizi. 6 hibrizi cu diferite maturități, începând de la grupe de maturitate mai mici, pornind de la 370 FAO până la 470-480 FAO, hibrizi destinați pentru cultivare în funcție de mediul, de tehnologia făcută de fiecare fermă și de asemenea sunt hibrizi care se adaptează foarte bine climatului din regiunea în care ne aflăm. Pe lângă hibrizii de porumb pe care îi avem în această platformă, venim și cu planul de combatere a burienilor din platforma Ziua Porumbului. Avem un portofoliu complet format din produse erbicide care se aplică încă de la semănat, vorbim de produsele preemergente, până la produse cu aplicare în timpul vegetației, până în faza de 8 frunze ale culturii de porumb. Avem soluții adaptate pentru fiecare problemă care poate apare de-a lungul perioadei de vegetație pentru combaterea diverselor specii de burieni, burieni atât dicotiledonate cât și burieni monocotiledonate. Avem o tehnologie completă care ne asigură o protecție, o combatere de plină a burienilor pe întreaga perioadă de vegetație a culturii. O altă noutate pe care o aducem anul acesta în fața fermierilor o reprezintă semănatul pe care noi l-am realizat aici. Pentru prima dată, pentru hibrizii de calb, semănatul s-a realizat cu ajutorul platformei FieldView. Este o platformă digitală care ne permite monitorizarea mult mai atentă a culturii pe perioada de vegetație până la recoltat, când, bineînțeles, vom folosi de asemenea platforma FieldView, astfel încât să vedem rezultatele de producție ale hibrizilor de calb. Dragi fermieri, vă așteptăm anul acesta la evenimentul Ziua Porumbului pentru a vedea toate aceste noutăți pe care compania Bayer le-a pregătit pentru dumneavoastră, începând cu un portofoliu de hibrizi de porumb, planul de tratamente pentru combaterea burienilor, cât și partea de agricultură digitală, platforma FieldView. Mulțumesc, Răzvan! De asemenea, Andrei, aș dori să te întreb ce tehnologie de erbicidare a fost aplicată în platformă de a avem o cultură atât de curată. Bună ziua și din partea mea! Mulțumesc frumos pentru invitație, Cristina! Astăzi voi împărtăși soluțiile de top ale companiei Bayer pentru a avea o cultură curată de porumb. Aici avem efectul Adengo. Am aplicat Adengo în urmă cu 5 săptămâni. S-a reactivat foarte bine, deoarece produsul Adengo conține două substanțe active care după fiecare ploaie de 10 mm se reactivează fantastic. Aș vrea să citez un partener de-al nostru: porumbul curat se poate naște doar cu aplicarea produsului Adengo. Suntem foarte încântați deoarece Adengo a lucrat fantastic anul acesta. Cel deosebește pe Adengo de celelalte produse din gama lui este faptul că rămâne activ între 4 și 8 săptămâni. Îl putem aplica atât preemergent cât și postemergent timpuriu până la faza de vegetație de 3 frunze ale porumbului. În următoarea perioadă vom monitoriza atent platforma Ziua Porumbului și vom veni cu aplicare de laudi sau echip în funcție de burienile prezente la momentul respectiv. Despre Laudis aș vrea să adaug că este un produs unic în piața de erbicide din România, deoarece el poate fi aplicat de la faza de 2 frunze până la 6 frunze,
poate fi aplicat pe orice tip de porumb. Este unic prin formularea sa, deoarece nu stresează absolut cultura de porumb. Puteți conta oricând în firma dumneavoastră pe acest produs. De asemenea, în portofoliu companie Bayer avem prezent un produs unic prin formularea sa. Numele său este Echip. Îl cunoașteți foarte bine, dragi fermieri. Dacă aveți o infestare puternică de fir, mohor sau costrei din rizom, Echip se poate aplica în momentul în care costreiul are o înălțime de 10-15 cm și faza de vegetație a porumbului între 6-8 frunze. Vă așteptăm la evenimentul Ziua Porumbului pentru a afla și a vedea cu ochii dumneavoastră efectele produselor Bayer și pentru întrebări ne puteți contacta oricând. Le mulțumesc colegilor de la Bayer pentru toate informațiile transmise și de asemenea pe dumneavoastră vă rog să ne urmăriți pe platforma Fact Forum pentru a afla toate noutățile despre Ziua Porumbului Orezul. Vă așteptăm în septembrie în câmp. Vă mulțumim!